specialiștii admit că nu există încă un studiu științific recunoscut pe plan internațional despre impactul acestei proceduri de extracție a gazelor naturale asupra oamenilor și a mediului. Mai în sezonul gradului s-ar putea suprapune cu niște puteri locale datorate magazinului de energie la mare adâncime prin acele microsismi dirijate antropic, când exploatările urmate cu acele explorări și exploatări de gaze de șist. Geologul este însă unul dintre cei 2500 de burlădeni care au trimis o petiție premierului României în care îi cer să oprească autorizarea acestei metode de extracție a gazelor. Noi suntem total împotriva acestor investiții făcute în zona Burladului, iar pe 22 martie organizăm un marș de protest pe străzile Burladului. Acționarea hidraulică este controversată în toată Europa. Doar o jumătate de ani, Franța și Bulgaria au interzis forajele în urma presiunii publice și a protestelor. Potrivit autorităților locale, deocamdată aici la Burlad, reprezentanții companiei petroliere au făcut doar câteva prospecțiuni. Pentru a trece la faza a doua, cea de explorare, va fi nevoie să dăm mai multe autorizații și avize, inclusiv din partea Agenției pentru Protecția Mediului.